Salutare tuturor, eu sunt Schizole și bine ați revenit la Red Ones League of Legends pentru este 3 la de data asta nu sunt nimeni maximul. Și da, mă rog. We are timeless, the twisted tree line. Știu că mulți credeți că nu o să mai fac, dar nu uite că n-a fost adevărat. Ok, da, se pare că idiotul ăsta de aici de la noi e AFK și sunt doar eu cu Poppy. În echipa la aia avem așa, Xerath, Lesin, Ashe. Bun. Xerath, Lesin, Ashe, bun. Malzahar, Poppy, nu știu dacă putem să le facem față la ăștia, dar nu știu, încercăm, sper să se reconecteze idiotul ăsta de Varus. Ok. Stăm aici în tufiș. Și așteptăm momentul oportun. Oh, shit. Am ratat. Da, se pare că și de la ei era AFK. Acum chiar că nu mai avem șanse. Malzahar versus Ashe nu e prea bun. Mai ales când ăsta n-are mana, e varză. Nici o șansă, n-am. Nu era de așteptat. Mă rog, era de așteptat. Moare. Combo-ul Malzahar e foarte puternic, dă foarte mult magic damage și de aceea l-am și ales, mă rog, este din punctul meu de vedere, cred că unul dintre cei mai OP campioni. Văzuți până acum pe LOL, da, capturat asta și pe ăla. Bun, hai că a fost bine până acum.
de așteptat. Și am reușit să dăm un kill. De fapt, mă rog, am 4 kill-uri. Sunt cel mai bun din echipa asta. Adică sunt, am skill-uri foarte bune cu el. Chiar știu să joc cu Malzahar. Dar păcat de Varos ăla ca Daliv. Se mai întâmplă și de-astea. Te rog să nu mor popii. Aoleu, n-are mana. Lasă că... A, încă un level și fac chiar ulti aia OP-a mea. O să-l prind ușor pe Lesin cu ulti. Fail. Mama, a scăpat, hai Adi. Ah, frate, și aveam 2002 super minion de de mei. Nu se poate, nu se poate. Ah, și mai am o surpriză pentru voi, la videoul al 100-lea al meu pe YouTube, voi face un info video special și vă voi spune ce am de gând cu acest canal. A, da, stai să mă iau un item. Hai, putem să-i batem și fără Varus, dar era mai bine și cu el. LOL, incredibil cum l-am luat. Stan. Da, asta înțelegea prin agresiv 2 vs 1 și ea se luptă, în fine, nu mai contează. Nu mai contează și... Au, 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 au. Așa cred că o să se... Așa o să fac, cred că tot meci, nu știu de ce. Vom merge să capturăm punctul ăsta.
Hai de încă puțin să o salvez pe Poppy. Nu, te rog, te rog. Asta este, băieți. Nu mai contează, oricum. Intenția mea a fost să pun un video cu lor, nu contează dacă pierd sau câștig. De Crăciun vreau că ăștia, Alex, ca să nu mai mă audă cu aiurea. Mai tu, că ai văzut că tu te auzi foarte bine. Da, dar în același timp se aude și ceilalți din jurul meu. Dacă nu-i mai bine, că nu se aude. Așa cum se aude la mine. Am dacă ții cu Marina în fața camerei mele, se aude și cum ar fi la lumină. Gata, e mort. Puteam să dau un double kill frumos, dar aia a fugit. Nu știu cât movement speed are. Are buție. Aia. Oficial sunt cel mai bun din echipa asta. Nu, mă, nu focusează pe asta, bă, prosto. Luăm Hextech Revolver. Double kill. Na, cred că n-am luat bine. Wheel of the Ancients, da, am greșit eu build-ul. Să știi. Doar dai luat 7 în teze.
Sper să moară. Haide, trebuie să mă grăbesc ca fail. Haide, băi, ești nebun. Asta este, mamă, e și aia, dă, e rage rău de tot, adică aia vrea mai să dă în surrender. Asta e, frate, că nu dă în surrender, trebuie să jucăm ca și cum am câștigat. Oh, ce kill! Asta este lume. Din cauza acestui idiot, acestui idiot, pierdem meciul. Asta e AFK. Aici se încheie acest video cu League of Legends. Deci stați calm că vor mai fi și cu prietenii, fără prietenii și de fapt cu prieteni, fără prieteni. Și ce să vă mai spun, mai am cred că 3 sau 4 videouri până ce voi face 100 și atunci voi face un primul meu info video în care vă voi spune ce voi avea de gând cu acest canal. Ok, ne vedem data viitoare. Pa, pa!